Universitatea din Craiova este în doliu după moartea regelui Mihai I al României. Conducerea instituției a depus o coroană de flori la statuia majestății sale și a ținut un moment de reculegere în memoria ultimului suveran al țării. Un moment trist, în primul rând, pentru noi toți, pentru România. Ne-a părăsit un mare om, un mare patriot și în același timp un mare vizionar. Toată lumea știe, la 23 august 1944, practic, maestatea sa, regele Mihai, a schimbat cursul istoriei. Deciziile pe care le-a luat în acele momente deloc ușoare au făcut ca al doilea război mondial să se scurteze cu 6 luni și milioane de vieți omenești să fie salvate. De asemenea, a fost un vizionar în domeniul educației. Există în acest moment învățământ superior la Craiova, în Oltenia, datorită majestății sale, 27 aprilie 1947, printre ultimele decrete semnate de regele Mihai a fost decretul de înființare al Universității din Craiova și al Eforiei. Astăzi la Universitatea din Craiova se va ține un moment de reculegere la ora 12. Mâine va avea loc o ședință solemnă a Senatului Universității din Craiova, ocazie cu care Consiliul de Administrație va propune Senatului ca cea mai reprezentativă sală a Universității noastre, cea pe care o cunoaștem cu toții sub denumirea de Sala Albastră, să poarte numele majestății sale, se va numi Aula Mihai I al României. Majestatea sa, regele Mihai I al României, rămâne spiritul luminat care a decis existența Universității din Craiova.